A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la 1 Timotei, capitolul 4, și voi citi de la versetul 6 până la versetul 8, pagina 1166, cuvintele Apostolului Pavel scrise pentru Timotei. Dacă vei pune mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de bazmele lumești și băbești, caută să fie evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Amin. Amin. Puteți să vă reașezați. Suntem împreună în seara aceasta nu pentru că suntem români și vorbim aceeași limbă, nici măcar pentru faptul că locuim în același oraș, și nici măcar pentru faptul că suntem penticostali, ci suntem în seara aceasta, cred, împreună pentru că avem același steag. Așa ni se spune Isaia despre Iisus că va fi, vlăstarul lui Isai va fi un steag printre popoare. Și El ne-a adunat împreună și ne-a făcut împreună, frași și surori, din pribești ce am fost pe pământul acesta, călători împreună spre aceeași împărăție în care Dumnezeu să ne ajute să ajunge. În Psalmul 119, versetul 130, spune la un moment dat, probabil cărturarul Ezra, autorul posibil al acestui psalm: descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, iubiți frați și surori, tineri, băieți și fete, condiția ca să pricepi cuvintele lui Dumnezeu și să înțelegi adevărurile mântuirii nu constă în capacitatea intelectuală, în mulțimea de informații pe care o posezi, și în această minimă cerință, fără răutate. Dumnezeu a închis, dacă vreți, accesul la adevăr pe această poartă, fiind posibil doar găsirea Lui, pe calea lipsei răutății. Spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelie: te laud, Tată al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud că așa ai găsit tu cu cale. Răutatea te împiedică să ai acces la adevăr, pe când lipsa răutății, zice textul pe care l-am citit aici, îmi deschide ușa spre adevăr. Ce simplu! Ce simple sunt cuvintele Mântuitorului! Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru asta! Spunea Apostolul Pavel despre unii care învață întotdeauna și n-ajung niciodată la cunoștința deplină a adevărului. Nu vă întrebați și nu vă miră faptul că generațiile trecute n-au avut atât acces la adevăr cât avem noi astăzi. Scripturile erau rare, scumpe, cărți religioase, foarte rare, reviste, programe de televiziune religioasă, slujbe, predicatori tot mai pregătiți. Și totuși, pocăința scade. Nivelul trăirii pocăinței merge în jos. Pentru că accesul spre adevăr și înțelegere merge pe aici. Dumnezeu a închis, dacă vreți, drumul pentru cei răi. Ba, ni se spune în Proverbe, în capitolul 28, versetul 5. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept. Nu pot să înțeleagă ce este drept. Dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Iată de ce credincioșii sunt oameni care au declarat război răutății. Zice Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 6, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății. N-avem dreptul la răutate. Avem dreptul să fim drepți, avem dreptul să fim buni, dar n-avem niciodată dreptul să fim răi. Răutatea îți închide mintea. Ne întoarcem la textul pe care l-am citit
Și având în vedere învățăturile despre care ziceam că pot să ne ducă spre mântuire, zicea Apostolul Pavel în 1 Timotei, în capitolul 6, versetul 3, dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, adică, zice Apostolul, există o învățătură care conduce oamenii spre evlavie. De aceea, gândurile mele pentru seara aceasta, pentru dumneavoastră, se concentrează pe versetul 7, partea a doua, unde găsim un îndemn apostolic, atunci pentru Timotei și astăzi pentru noi. Caută să fii evlavios. Caută să fii evlavios. Există așa de multe interese, la tinerețe mai ales, când motorul vieții este cel mai sănătos, omul este foarte curios, omul este foarte interesat, omul este într-o continuă căutare. Ei, în perioada tinereții, zice Pavel lui Timotei, caută să fii evlavios. Și în seara aceasta vreau să susțin cumva acest îndemn. Nu vreau să vă imaginați că pun niște propte acestor cuvinte. Ar fi prea urât. Cuvintele Scripturii nu au nevoie de propte. Mai degrabă imaginați-vă că încerc să șterg praful de pe această chemare, atât de folositoare și de necesară în vremea asta, praf care s-a așternut în timp și peste care generația de astăzi a aruncat un fel de ocară. Hai să fim serioși. Care dintre noi în săptămâna care a trecut ne-am pus serios problema evlaviei? Câți dintre noi am urmărit evlavia? Dacă n-ai un loc de muncă, cauți, întrebi încoace și încolo. Iei ziarele și răsfoiești și cauți un loc de muncă. Dar câți dintre noi au căutat săptămâna asta evlavia? Evlavia este comportamentul potrivit față de divinitate și față de cei din jurul nostru. Biblia mai înlocuiește cuvântul evlavie, expresia aceasta, cu un om cucernic. Gândiți-vă la Corneliu, ni se spune Fapte în capitolul 10, că era un om cucernic, cu teamă de Dumnezeu, făcea milostenie, făcea bine poporului și făcea rugăciuni lui Dumnezeu. Prin asta se caracteriza evlavia unui om. Evlavia înseamnă să fii bun, să fii împodobit cu fapte bune, ni se spune Apostolul Pavel, tot aici în 1 Timotei, în capitolul 2, ne spune în versetul 9 și 10, vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu roșine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, așa cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Adică unui om evlavios îi stă bine să fie împodobit cu fapte bune. Așa când intri într-o casă și vezi cum lucrurile sunt aruncate, se seama că nu-i frumos acolo, nu arată bine. Și asta zice Apostolul Pavel, nu-i stă bine unei femei să-și cheltuie banii, unei femei care spune că este evlavioasă, pe lucruri nefolositoare, ci să se implice în facerea de bine. Asta așa stă bine unui om care face parte din grupul celor evlavioși. De aceea, vreau să aduc, cum ziceam, trei argumente pentru care cred că trebuie să căutăm evlavia. În primul rând, caută să fie evlavios pentru că este frumos. Evlavia este un lucru frumos. Uitați-vă la toți oamenii evlavioși din Scriptură și vă rog să încercați să faceți un exercițiu de imaginație. Să comparăm, de exemplu, pe omul lui Dumnezeu, pe Neemia, din Vechiul Testament, despre care citim în capitolul 5, de la versetul 14. Din ziua când mi-a pus împăratul dregător peste el, peste poporul Israel, în țara lui Iuda, de la al 20-lea an până la al 32-lea an al împăratului Artaxerse, timp de 12 ani, nici eu, nici frații mei, n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Înainte de mine, cei din tâi dregători împovărau poporul și așa mai departe. Eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidurilor acestea, n-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. Adică Neemia, care era paharnicul împăratului, și-a un concediu de 12 ani să plece în Țara Sfântă,
nu acceptă să fie plătit pentru asta, ba mai mult, pune umărul alături de frații săi spre reconstrucția țării și spune el: Doamne, uite-te la mine și uite-te la cei care au fost înainte de mine. Împovărau poporul, le luau taxe și biruri pe care poporul nu le mai suportau, până acolo încât frații trebuiau să se împrumute, izraeliții trebuiau să se împrumute ca să plătească dările, ca să susțină pe dregători. Ce Nemia: Doamne, eu n-am făcut așa din teamă de tine. Când privești un asemenea exemplu, este suficient să constați că Evlavia este frumoasă. Caută să fie evlavios pentru că e ceva frumos, nu după gustul societății noastre, ci după un simț natural pus de Dumnezeu în fiecare dintre noi. Orice om care mai are în el chipul lui Dumnezeu prin creație va recunoaște atunci când privește un om, bărbat sau femeie, evlavios, un tânăr evlavios, va recunoaște o frumusețe acolo. Să luăm acum un alt exemplu. O mamă dedicată familiei, creșterii copiilor, educației, o femeie duhovnicească și o femeie în spiritul lumii acesteia, cum zicea apostolul aici, fardată, împodobită, doritoare după slavă deșartă. E suficient să le puneți în față și să vă dați seama că una emană un parfum, prin simpla ei prezență, un parfum frumos. Pentru că Evlavia este frumoasă și de aceea, cum spuneam, eu vreau doar să șterg praful de pe acest îndemn al apostolului, atât de neglijat astăzi. Și tare m-aș bucura ca în finalul acestui mesaj, alături de mine și de Timotei, să se mai alăture alții care vor să spună: vreau să fiu evlavios. Vreau de acum înainte să trăiesc ca un om evlavios. Citisem despre o femeie din timpul celui al doilea război mondial, Irena Sendler, a locuit în Polonia, fiind de origine germană, în timpul ocupației naziste din Polonia, știți că naziștii au deschis un ghetou în Varșovia. Ea, fiind cadru medical, a fost una dintre puținele persoane care aveau acces în ghetou. Asta pentru că nemții se temeau de epidemii și trebuia mereu, mereu să fie verificați. Femeia aceasta, deși era proaspătă, mămică, de fiecare dată când ieșea din lagăr, purta cu ea un bagaj, un geamantan, o cutie, cu scutece, cu pansamente, în care de fapt se ascundeau câte un copilaș, câte un bebelaș al evreilor. Cu riscul vieții ei se înconjura de câinii vagabonzi ca să nu se audă scâncetul și ieșea pe porțile ghetoului, plasând după aceea copilașii aceștia prin familiile disponibile. Timp de 2 ani de zile a funcționat așa, salvând viața peste 2000 de copii evrei. Numele fiecărui copil era păstrat cu grijă într-un borcan ascuns undeva în grădina casei. Dar a fost descoperită, a fost torturată pentru a da numele colaboratorului ei, n-a acceptat să trădeze nimic, i-au fost rupte mâinile, picioarele și a fost condamnată la moarte. A fost salvată prin intervenția unor prieteni care au mituit pe unul dintre soldați ca să fie aruncată din camioneta care îi ducea la execuție. A fost salvată și a trăit până pe la vârsta de 81 de ani, dacă rețin bine, a murit în 2006. A fost de mai multe ori nominalizată pentru premiul Nobel, nu l-a primit niciodată, totdeauna s-a găsit altcineva ca să ia locul acesta. Că așa zice Solomon, că am văzut că robii merg călare și voievozii merg pe jos. A primit o recompensă din partea statului evreu, pentru că pe drumul care duce spre Muzeul Holocaustului din Ierusalim, un copac îi poartă numele, în amintire acestei femei care a sprijinit poporul. Și uitați-vă la o asemenea femeie care se sacrifică pe sine pentru binele altora și uitați-vă la femeile din ziua de astăzi, la spiritul veacului acesta, la iubirii de sine. Nu că este frumoasă Evlavia, nu că oricine care mai judecă drept și mai are ceva din chipul lui Dumnezeu, cum spuneam, va recunoaște că a fi evlavios este un lucru frumos. Mă gândesc la Daniel, ce frumos spune despre el, că s-a hotărât să nu se spurce. Și de asemenea oameni este nevoie în societatea de astăzi și în biserica de astăzi. Îi spunea mai jos apostolul Pavel lui Timotei: dă-te pe tine însuți pildă, fii o pildă pentru credincioși.
Cum, Doamne, credincioșii au nevoie de pilde? Da, este nevoie în generația de astăzi să se ridice tineri care zic, eu vreau să fiu evlavios, de bărbați și de femei care vreau să fie evlavioși și vor să trăiască cu evlavie în Hristos. E nevoie de asemenea exemple. Știți unde a crescut Nemia? Unde a crescut Ezra? Unde a crescut Zaharia, profetul, și Hagai? Unde a crescut Zorobabel? Știți unde? La umbra unui tânăr numit Daniel, care în Babilon s-a hotărât să nu se spurce. Ăsta va fi frumusețea viitorului de mâine al bisericii, al exemplului de evlavie din ziua de astăzi. Este nevoie să ne scuturăm de firescul care acaparează bisericile și să se ridice oameni evlavioși. Mai este un motiv pentru care cred eu că trebuie să căutăm evlavia, spune apostolul în textul care a fost citit în versetul 6, versetul 8. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Evlavia este folositoare, pe lângă că este frumoasă, este folositoare, în primul rând pentru mine. Spunea psalmistul David în psalmul 32, versetul 6. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Evlavia îți folosește ție și mie în primul rând. Pentru că evlavia mă face să capăt trecere înaintea lui Dumnezeu. Înainte să mă strige, Tată, le voi spune, iată-mă, ni se spune în profeți. Când bunătatea și credincioșia, zice Solomon în Proverbe, în capitolul 3, te vor însoți, dacă le vei scrie pe tăblița inimii tale și le vei lega la gât, vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Evlavia este folositoare pentru că îți dă trecere înaintea Creatorului. Ce mare har este! Într-o lume atât de nesigură ca și cea din care trăim noi, într-o lume în care te pască atâtea pericole, să știi că Dumnezeu veghează ca un prieten deasupra ta. Și asta face evlavia. Te face prieten cu Dumnezeu și atrage privirea lui Dumnezeu asupra ta. Spunea cineva că dacă lumea asta o ia într-un anumit sens, dacă se schimbă guverne și președinți și dacă se merge într-o anumită direcție politică, asta nu este datorită alegerilor, nici a națiunilor, nici a oamenilor care conduc omenirea, ci toate acestea se întâmplă datorită rugăciunilor sfinților. Pentru că Dumnezeu mișcă lumea aceasta după rugăciunile sfinților. După rugăciunile celor oameni simpli care stau și mijlocesc înaintea lui Dumnezeu. Pentru că chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe omul evlavios nu-l vor atinge deloc. Evlavia este folositoare. De apoi spune în Proverbe, în capitolul 11, versetul 4, în ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprionirea izbăvește de la moarte. Ia imaginați-vă un monarh furios, care își cere socoteală supușilor săi, condamnându-i la moarte. Și ce spune Solomon? Poți să fii bogat, poți să fii cel mai bogat din respectiva națiune, dacă monarhul e supărat pe tine, te condamnă la moarte și n-ai salvare. Dar dacă ești neprionit și nevinovat, asta te scutește. Cât de înțelepți erau oamenii din Babilon, în care investise Nebucadnezar, în momentul în care a dat poruncă ca toți să fie omorâți, cine l-a salvat pe Daniel? Nevinovăția. Evlavia este folositoare, dragii mei. De aceea trebuie să devină o țintă a vieții noastre. Timotee, caută asta ca să apuci viața veșnică la care ai fost chemat. Apoi este folositoare pentru comunitate, pentru ceilalți.
Citim în Genesa, în capitolul 50, versetul 19-20, când frații lui Iosif vin să-și ceară iertare de la el pentru ceea ce-i făcuseră. Fiți fără teamă, zice Iosif, sunt eu în locul lui Dumnezeu. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Viața poporului Israel a fost salvată pentru că a fost un om evlavios acolo. Dacă ești om evlavios, vei fi de folos pentru comunitatea în care trăiești. Și atâta nevoie este astăzi de oameni evlavioși. Citim în Ezechiel, în capitolul 15. Și vreau să înțelegeți că evlavia este cea care mă face folositor în vremea în care trăiesc, în mediul în care trăiesc, în comunitatea în care m-a așezat Dumnezeu. Spune în Ezechiel, în capitolul 15, una dintre cele mai tragice situații, cele mai negative stări pe care le poate întâlni un om, le poate avea un om, e să-și dea seama că nu este folositor la nimic. Spunea Domnul aici despre poporul evreu: Fiul omului, ce are lemnul de viță mai mult decât orice alt lemn? Vițele de vie mai mult decât cei ce sunt printre copacii din pădure. Ia oare cineva din lemnul acesta ca să facă vreo lucrare? Face cineva din el vreun cârlig de atârnat ceva în el? Iată că este pus pe foc să ardă și după ce arde focul de la cele două capete și mijlocul, mai poate fi el bun la ceva? Iată, când era întreg, nu se putea face nimic din el, cu cât mai puțin acum, după ce l-a mistuit și l-a ars focul, s-ar mai putea face vreo lucrare din el? De aceea, așa vorbește Domnul, ca lemnul de viță, dintre copacii pădurii, pe care îl pun pe foc să ardă, așa voi da și pe locuitorii Ierusalimului. Adică zicea Domnul, nu mai pot să fac nimic din ei. Sunt ca și lemnul de viță, nici măcar un cuier nu pot să fac din ei. Zicea Domnul Evanghelia după Matei, în capitolul 6, că dacă ne pierdem gustul, sarea nu mai este bună la nimic. Dar ce frumos, evlavia te face folositor, dându-ți semnificație. Până acolo încât zice în Daniel, în capitolul 7, versetul 27, dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Nu v-ați întrebat vreodată când au devenit sfinții capabili să conducă toate împărățiile pământului? De unde pot sfinții, oameni neșcolați, avem în istoria sfinților, a bisericii și a neamului de sfinți, din evrei, oameni care n-au avut carte și cultură, oameni simpli, un Avram, Isaac și Iacov, care au trăit în corturi romanzi, oameni care nu pot să iasă în evidență prin inteligența lor. Și totuși, zice Biblia că Dumnezeu îi va face stăpân peste împărățiile pământului și ale lumii, pentru că evlavia te face folositor. Evlavia îți dă semnificație. Și mai este un lucru pe care vreau să-l subliniez. De ce cred că îndemnul acesta este autentic, merită urmat? Pentru că evlavia este necesară. În Evrei, în capitolul 12, spunea autorul acestei epistole, versetul 28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Ce caută Dumnezeu atunci când mă închin în închinarea mea? Ce caută Dumnezeu atunci când predic? Atunci când cânt? Știi ce caută? Să vedem, există evlavie aici. Știți că Biblia compară jertfele noastre, fie că este vorba de cântare, de rugăciune, de predică, cu un fel de jertfă de pe care se ridică un fum spre Dumnezeu. Despre unele ni se spune că Dumnezeu privește cu plăcere,
Parcă-L văd pe Dumnezeu cum absoarbe mirosul frumos al jertfei. Despre altele. Însă Dumnezeu spune, depărtează vuietul acesta de sub ochii mei. Fugi cu fumul acesta din nările mele, mă irită. Spune Amos în capitolul 6. Profetul Amos, capitolul 6. Versetul 21. Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare. Când îmi aduceți arderi de tot și darul de mâncare, n-am nicio plăcere de ele. Și viței îngrășați pe care aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de mine vuietul cântecelor tale. Nu pot asculta sunetul alăuturilor tale. Dar ce vrei, Doamne? Dacă astea nu-ți plac, ce vrei? Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprionirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Asta mă interesează. Evlavia este necesară în slujbele noastre. Este necesară în cântare, în predică, în rugăciunile noastre. Asta caută Dumnezeu. În Tit, în capitolul 3. Citim de la versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu, care s-au întors la pocăință, să caute, cum îl îndemna pe Timotei altădată, să fie cei din tâi în fapte bune, să fie primii la făcut bine. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Evlavia este folositoare pentru oameni. Dar îmi spunea cineva, așa aș vrea să ajut pe alții. Am auzit de situația respectivă, aș vrea să întind o mână, dar nu am bani. Păi sigur dacă ai cultivat pe lucruri nefolositoare. Dacă nu încerci să trăiești cu evlavie, cum poți să fii folositor? Fără evlavie nu poți să fii folositor. Mai spune versetul 14, același capitol din Tit. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Trebuie, e necesar ca ai noștri să fie primii la făcut bine, să iei premiul întâi, dacă vreți, la binefacere. Cum a zis altădată domnul de femeia aceea care a aruncat doi bănuți la templu, ea a dat mai mult decât toți, pentru că a dat tot ce avea ca să trăiască. Doamne, zice la un moment dat psalmistul, psalmul 12, vină un ajutor, Doamne, căci pierd oamenii nepriniți, se duc evlavioși din țară. O, câte binecuvântări am avut în viață, dar ce puțin le-am înțeles când le-am avut în față. Am fost cu oameni minunați cum n-au mai fost altcine, dar parcă am fost un surd atunci când ei au fost cu mine. Prilejuri am avut să aud așa cerești cuvinte, dar parcă am fost un surd atunci și n-am luat aminte. Și zile ca din cer mi-au fost atâtea în viață date, dar eu ca un nesocotit mi le-am pierdut pe toate. Dar oamenii cerești s-au dus și parcă pe vecie, cu cât întrebi mai mult de ei, tot mai puțin se știe. Prilejurile s-au rărit ca aururi în lume, așa puțin știu spre Hristos cu adevărat sunt drume. Se va lăsa în curând așa o noapte întunecată, că doar puțin vor mai găsi cărarea cea curată. Și mulți vor plânge cum n-au plâns în nicio nebunie, când vor vedea că ce-au pierdut va fi pe veșnicie. Am citat câteva din cuvintele poetului nostru creștin, Traian Dors. Trăim o vreme în care evlavia se duce. În această generație vă invit, frați și surori, să căutăm cu toată inima noastră să fim evlavioși. Dumnezeu să ne ajute, să facem bine la toți. Spunea cineva că dacă pe pământul acesta se moare de foame, nu este pentru că nu există suficientă hrană pe pământ. Dimpotrivă, agricultura pământului ar putea susține 40 de miliarde de locuitori, după ultimele calcule. Nu suntem nici pe departe atât. Dacă se moare de foame, este pentru faptul că oamenii nu mai sunt evlavioși, ci sunt lacomi, sunt materialiști. Până și în biserică pătrunde spiritul acesta al concurenței,
însetați după bani, totul se vârte, cum se zice, în jurul banilor. Dumnezeu vrea să aibă o generație de oameni evlavioși, să se ridice între noi tineri care caută evlavia. Astăzi, când e așa de tentantă lumea aceasta și materialismul, când presiunea asupra familiilor este așa de ureasă, când alternativele seducătoare ale societății nu-ți mai dau nicio șansă aproape să rămâi curat, să trăiești într-un spirit jertfelnic, disciplinat ca familist. Spunea recent un frate, eram într-o călătorie, misiune cu mașina, și spunea, atâta vreau numai să-mi fac casa mea, să fiu numai cu familia mea. Dar zice, parcă nu pot. Îmi dau seama că mediul în care trăiesc mă împinge să particip și eu la concurența spiritului acestui viac. Să plec și eu în străinătate, să-mi risc familia și mântuirea, să lucrez, să adun mai mult. Ba mai mult, se fac fapte de asuprire între credincioși, ca să se îmbogățească, se fac nedreptăți, se minte, se înșală. Doamne, piere vlavioșii din țară, ce trebuie să fac? Să se ridice o mână de oameni care să zică caut evlavia și o să vedeți că la umbra lor se vor ridica alții. Cum la umbra lui Daniel s-a mai ridicat un Hanania, Mișael, Azaria, un Zaharia, un Zorobabel, un Ezra. Oameni care au căutat cu toată inima lor să trăiască pocăința în timp ce mulți s-au pierdut în Babilonul zilelor lor. Dar vreau să vă întreb, cine a fost domn în Babilon? Nebucadnețar? Belșațar? Cir? Dariu? Cred că oricine citește cu atenție textul biblic va vedea că de fapt Daniel, în umbra lor, el a fost de fapt împărat. A supraviețuit celor 5 împărați și împărații veneau să-i ceară sfatul, considerându-l rupt din divinitate, un fel de zeu printre ei. Asta face evlavia cu un om. Veți vedea mai ales în împărăția viitoare a lui Dumnezeu, când cei evlavioși vor străluci ca cerul, ca stelele cerului, ca soarele, cei care vor fi învățat pe alții să trăiască în dreptate, nu poate de la amvon, poate nu în public, dar prin exemplul lor, motivând pe alții, spunându-i, am atâtea exemple negative, dar uite, văd pe ăla, uite, ăla nu-i ca știa, de la trăiește pocăința. Uite, sunt atâtea familii care au luat-o la vale, dar uite familia aceea credincioasă. Ăștia sunt cei care învață pe mulți alții să trăiască în neprionire, prin exemplul lor personal. Și ei vor străluci ca soarele în vecii vecilor. Doamne, ajută-ne să ne numărăm printre ei în ziua aceea. În încheiere, vă las cu îndemnul din Eclesiastul, capitolul 9, pe care Solomon îl dădea tuturor cititorilor săi, versetul 8. Hainele să-ți fie albe în orice vreme, oricând, și în secolul 21, să-ți păstrezi hainele curate și să fie vlavios. Și unde lemnul, harul relațiilor cu ceilalți, să nu-ți lipsească de pe cap, oricând, oriunde, să ai un cuvânt plin de har, de bunătate. Oamenii au nevoie de oameni evlavioși. Este nevoie de oameni care să poată să simtă cu ceilalți. Există atâta durere în lumea aceasta. Există atâtea răni de care suferă omenirea, spunea, mi se pare, Einstein. Dacă creștinismul s-ar curăți de toate formele care au fost acumulate pe el, de tot balastul care a fost acumulat în istorie, și ar începe să trăiască din nou învățăturile simple ale Mântuitorului, acestea trăite, adică învățăturile trăite de creștini, ar fi capabile să vindece toate rănile de care suferă omenirea. Spunea Irvin, cel care a călătorit în spațiu și a ajuns pe lună, când privești cosmosul din spațiu, de pe lună, te uimești de măreția lui, dar nimic nu-ți atrage privirile mai mult decât micuța planetă albastră, Pământul. Și când te cobori jos pe pământ și îți dai seama că aici, între oameni, există invidie, există răutate. Omenirea este frământată de războaie și de revoluții și de asuprire.
că sunt violuri și cribe. Sunt oameni care seamănă tot mai mult cu diavolul. Știți că el a renunțat la cariera lui și s-a și îmbolnăvit de cancer. Și a trăit restul vieții în folosul comunității. Pentru că a înțeles că o viață cu adevărat vrednică, o viață care a meritat să fie trăită, este o viață trăită cu evlavie. De aceea, cum spuneam, închei cu gândul acesta, Doamne ajută-ne, să avem totdeauna hainele albe și niciodată să nu lipsească uleiul de pe cap. Amin.